Să zicem că ai fi tu jurat, iar mentorul tău, Ștefan Bănică, ar fi concurent. Ce sfat ei da? Să aibă încredere în glasul lui și să se axeze foarte mult pe a spune o poveste, pentru că asta e cel mai important. Nice! Asta am învățat de la el. Deci, i-aș da același feedback. Crezi în superstiții? Ai un ritual înainte de a intra pe scenă? Am crezut că nu am un ritual înainte de a intra pe scenă, dar am. Ok. Și anume, respir înainte. Trebuie neapărat să iau o gură de aer înainte să pășesc pe scenă. Deci asta este, e ritual. Deci din punctul ăsta de vedere, da. Nu e neapărat superstiție, cred că așa trebuie să funcționeze intrarea pe o scenă. Cu un pic de aer. Nice. Care este ultimul mesaj primit pe telefon, Andrei? Bine, mamă. Aww. Era de la mama. Așa sună. Ce drăguț. Dacă viața ta ar fi un cântec, cum s-ar numi, Andrei? Care ar fi titlul? Crazy. Nice. Care este concurentul tău preferat, în afară de tine, obviously? În afară de mine? Jessie Jo. Mulțumim mult! Asta a fost.